Bună, dragilor, ce mai faceți? Bine ați venit la un nou clip, un unboxing al campaniei 15 Oriflame. Da, am dat comanda ceva mai târziu, astăzi mi-a ajuns. Deja am dat produsele pe care le aveam pe comandă, majoritatea. O să vă las niște imagini, să vedeți, au fost câteva și frumoase. Ok. În cazul în care mă bâlbâi sau mai zic eu altceva, vă rog frumos, mă scuzați. Îți venit de la serviciu, de pe drum. Am fost plecată de la 6 fără 5 de acasă. Deja a început campania 16. Campanie frumoasă, care abia aștept să dau comandă. Dar deocamdată vă prezint pe cea din 15. Am așa un colet. V-am zis că am dat câteva produse, de asta am și desfăcut. A fost drăguț că a venit cu un sticker foarte fain. Acesta. O să vă zic acuși cam despre ce este vorba. A fost lipit deasupra, dar... Da. Haideți să trecem la unboxing. Din flyerul cu extra oferte am așa un set de șabloane pentru sprâncene. Este pe comandă. Cred că a fost 5 leuți. Sunt interesante. Sunt mai multe șabloane. Așa 3. Sunt 13 euro de corp. VIP Club. Două balii și unul Ibiza. Pe cel Ibiza eu deja îl am. Și e super, super fain, e fructat, drăguț. Și două sunt Bali. Unul este pe comandă, unul este al meu. A fost la 25 de lei. Așa că vreau să-l testez. Deci așa este sticluța. Foarte drăguță. Este de vară, cam cu arome de vară sunt. Nu mai știu dacă este cu cel cu cocos sau ananas. Cel cu ananas, presupun. Da, cantitate de 75 de ml. În cazul în care făceam comenzi de la anumite pagini, puteam să iau spray-ul de corp de la Love Potion, las închis, cu doar 17 lei. Am 3, unul este pe comandă, presupun, și două ale mele. Sau nu mai știu, nu mai știu sigur. Miroase superb, conține smochină, crin și vanilie, cred. Deci da, e dulce și miroase bombonicios, cum îi zic eu, și sunt absolut minunate. Oricum, eu ador gama Love Potion. De la Optimals, niște noutăți, cred, am așa, 3 măscuțe de față, Nutrient Rich Shot, vitamina E, vitamina B3, mai mult. Abia aștept să încerc. De la Posses, am o cremă de corp, nu mai știu dacă este pe comandă sau a mea. Am mai avut una și am dat-o. E absolut minunat, este a doua gamă preferată a mea de la Oriflame. Posses, e genial, cel puțin acesta original. Și crema cred că a fost 23 de lei. A, și măscuțele au fost la 15 lei bucata, dacă nu mă înșel. Datorită faptului că m-am verificat la nivelul Gold, în programul de frumusețe plus, am primit acest set format din două parfumele, ape de toaletă, cu 15 lei amândouă. Este un Joyous Jade și un Glacier Air. Glacierul este pentru bărbați, miroase superb, mi-e place maxim. Joyous Jade, nu știu cum miroase. Chiar sunt curioasă, așa că le voi desface. Deci este așa verde. Îmi place foarte mult de la Joyous, îmi place cel rose. Deci e genial ăla. Nu mai știu sigur dacă acesta conține măr verde. Deși e posibil. Fresh, puțin dulce. Da, da, e fain, mișto. Noutăți ale campaniei 15 sunt la aceste pile pentru talc. Sunt așa roz. Am luat 3. Nu mai știu cât au costat fiecare, nu știu dacă 12 lei. Ceva de genul. Și cremă pentru picioare cu... cireșe și migdale. Ulei de migdale. Așa că am luat la fel 3. Intenționez să fac și cadou. Este albă. Mamă, deci miroase puternic ca cireșe. Și migdale. Deci se simte și migdala puțin. De la Love Nature am luat așa niște măscuțe pentru păr.
hair smoothie, deci sunt smoothie pentru păr. Sunt cu banană, am luat 4. Nu mai știu cât a fost, 5 lei fiecare, dacă nu mă înșel. Sunt super bune, nu mă ajungi undeva la vreo 3 folosiri, poate chiar mai mult, nu mai știu sigur. Și într-adevăr, miroase a banană, pentru păr uscat, super. Pe comandă, încă un Sofiver, pentru ea. E dulci, e de iarnă, e foarte dulci, nu știu ce mi se pare, miroase a prăjituri, cozonace. Nu este chiar pentru oricine, pentru oricine îl agrează. Eu încă l-am pe cel de anul trecut, deci e superb, pe timp de iarnă merge fain. Încă o noutate de la Disney, Cars. Am luat așa un gel de duș și șampon, Hair and Body Wash, de la Fulger McQueen. L-am luat pentru băiețelul meu. Era și un spray de corp, dar am preferat să iau gel de duș. Roasea pepene. Drăguț. De la The One am luat așa, cred că este acea pomadă de strâncene. N-am încercat-o niciodată și am zis că de ce să nu. Nu mai știu cât a costat. A fost 30 de lei sau 20 și ceva. Este așa. Este nuanța Dark Brown, cea mai închisă nuanță. Da? Aici este produsul. Și aici este pensula. Chiar sunt foarte curioasă. Ok, așa este nuanța. Aștept să văd cum se face după. De la North for Men am luat așa un gel de pentru păr. M-au zis că e foarte bun. La fel intenționez să-l fac cadou. Sper să fie ok. Este non-lipicios, non-sticky. Și a fost, cred, la 15 lei. Încă o ofertă la Tender Care. În cazul în care luai unul erau 11 sau 12 lei și în cazul în care luai două erau 9 lei fiecare. Am așa două cu afine, cred, și două cu rodie. Două sunt pe comandă și două sunt ale mele. Deja le dețin și nu le voi desface, dar miros genial. Și într-adevăr sunt bune chiar pentru orice. Discover, am luat așa un set, fost la 15 lei. Este California Beach, miroase superb, eu deja îl am. Și hai să-mi pot rata oferta. Din flyerul pe extra oferte, de la un color, așa un ruj, intenționez să fac cadou, cred că a fost la 8 lei. Deci așa este nuanța, foarte drăguță. Capacul nu prea stătea cum trebuie. Frantic Sherry este nuanța, da. Tot din flyerul cu extra oferte, de la The One, am așa un tuș stilou pentru sora mea, Jumbo. Da? La 18 lei, să nu mai știu cât a costat. Deci, foarte fain. Din ofertele online de la The One am luat acest lip gloss. Este cu sclipici. Lasting Shine Lip Gloss. Am crezut că e ceva mai deschis în nuanță, dar nu are importanță. Oh, dacă nu se vede chiar atât de tare, adică uitați, abia se observă. Miroase puțin dulce. Sper să reziste. Am luat așa două ascuțitori pentru creioane, a fost la 6 lei bucata. Am două Eclat Mon Parfum, este ediția de poșetă, este parfum, nu este apă de parfum sau apă de toaletă. Eu, sincer să fiu, nu prea mă dau așa tare în vânt, dar cunosc pe cineva care le adoră. Da, nu miroase rău, dar prefer altul. Din flyerul cu extra oferte, am luat așa un creion. Extra oferte ori din catalog, chiar nu mai țin minte. Are două nuanțe. Nu-l voi desface pentru că vreau să-l fac cadou. Seamă. Burgundy and Black. De la North for Men, un spray de corp intens. Deci eu una ador acest spray de corp. Îl am și eu, v-am zis că mai folosesc din când în când. Am luat să-l fac cadou. Miroase super, super. De la The One am două așa mascara, unul este pentru sora mea, unul vreau să-l fac cadou. Este cel cu dublu efect, double effect. Acele două periuțe, fapt e una, dar trece prin niște transformări. Unul este pentru volum, unul pentru lungime. Taxa de livrare și manipulare am înlocuit-o cu acest parfum, la fel Travel Spray, este în miniatură, 15 ml de la Giordani Gold Man. A fost la 15 lei și n-am mai plătit transportul. Din flyerul cu extra oferte am recumpărat Pozes,
este varianta de poșetă pe care eu una la dor, toată lumea la doră. Lucru de care sunt foarte curioasă și am fost foarte nerăbdătoare. Ultimele zile ale campaniei era o ofertă la ceas. Din păcate se putea lua doar unul, în cazul în care aveai comandă de minim 150 de lei. Puteam alege așa un ceas, nu știu cum se cheamă, Nordic Watch, inspirat din luminile nordului, dacă observați, aurora boreală. Mi-a plăcut culorile foarte mult din imagine și acum sunt curioasă dacă arată la fel și în realitate. Și a fost la 29 de lei. Am cam rupt puțin ambalajul, cum v-am desfăcut foarte greu. Ok, deci așa arată. Super, deci trece de la un albastru, la verde, violet, foarte drăguț. Deci așa este, curelușa este într-o imitație de piele, spre violet. Și ceasul foarte drăguț, finuț. Da, arată mișto, abia aștept să-l port. Cu extra oferte am luat așa două lănțișoare Nordic Aurora, tot Nordic. Vine să-l fac cadou, nu este pentru mine. Vine așa ambalat. Deci așa arată. Doamne, cât e de fain. Cât de miștos culorile. Și ăsta este la fel. Deci foarte mișto. Și așa se închide la spate. Deci, superb. Elegant. A fost la 20 și ceva de lei. Doamne, dacă e de superb. Și cam astea au fost produsele. Am așa câteva flyere, așa, programul de frumusețe plus, nivel silver și nivel gold, foarte fain, program de recrutare. Ce puteți primi în cazul în care intrați în echipa mea? Bun, pentru pasul 1, în cazul în care aveți comandă în valoare de 200 de lei plus discount, puteți primi această apă de toaletă de la Love Potion, Blossom Kiss, cu doar 6 lei. În pasul 2, cazul în care aveți comandă în valoare de 300 de lei plus discount, puteți primi acest set de căni, două căni de porțelan cu doar 10 lei. Deci uitați cât de frumos arată. Și pasul 3, doamne, deci e absolut minunat, acum regret că n-am intrat și eu acum să fiu nou ca să pot să mi-l iau. Cazul în care aveți comandă de minim 400 de lei minus discount, puteți lua cu doar 25 de lei acest espresor. Deci e superb pentru cafea. Nu are paharul inclus și nici acele pasteluțe, dar e genial pentru 25 de lei. Eu cred că e superb. Și în cazul în care vreți să intrați în echipa mea, mi-am făcut și o pagină de Facebook. O să vă las o imagine. Detaliile vor fi în descriere. În cazul în care vă înscrieți, rog frumos să mă contactați pe Instagram și să discutăm acolo mai multe. Prostia mea este că eu, fiind obișnuită mereu să dau comandă de set de lansare, încă în această campanie nu a fost și aveam tot timpul 5 cataloge incluse. Din păcate am uitat acest aspect și nu mi-am mai dat comandă de cataloge și am uitat, dar am primit unul. Deci așa va arăta catalogul următor, de fapt campania care a început pe data de 16. E absolut minunat, eu l-am răsfoit online, dar abia aștept să-l răsfoiesc și așa. Deci apar multe chestii. Este primul catalog de sărbători. Eu îl numesc catalogul de Moș Nicolae, pentru că apoi va mai urma încă unul. Deci e superb. Uitați aici, geluri de duș cu temă de Crăciun. Era să spun Halloween. Ok. Și sunt foarte curioasă că apar niște produse noi. Deci apare acest parfum de la Eclat, care e minunat. Miroase drăguț. 43 de lei va fi. Și acestea. Deci abia aștept să-l iau. Oh my god. Deci o să fie cu scorțișoară, măr și vanilie. Da, miroase a scorțișoară. Foarte bine. Superb, superb. Da. Și bineînțeles flyerul cu extra oferte. Deci, da. Da, dragilor, cam atât și cu acest unboxing, ceva mai târziu, dar important este că am avut.
Mă țin de vreo lună de zile să filmez un empty, credeți-mă că nu am timp, s-au adunat foarte multe produse terminate, dar cu siguranță va apărea. Între timp, eu de duminică am filmat încă un clip, produse, am fost la cumpărături cu sora mea, ba de Black Friday, ba din DM, ba, o să le pun toate într-un clip. Momentan în curs de editare, nu reușesc să termin de editat, dar va apărea, ceva mai târziu, dar va apărea. Pentru că sunt la serviciu, adică e ora 6 fără 10 și eu sunt plecată de la 6 fără 5 de acasă să lucrez destul de departe. Aia e. Sper să vă placă ceea ce fac și vă aștept și la următoarele clipuri. Dacă ți-a plăcut, bineînțeles, nu uita să lași un like, să te abonezi acestui canal și ne vedem data viitoare. Eu sunt Oana, v-am pupat!